Pentru mine personal, Eurogold înseamnă distrugere. Distrugi casa Domnului, trei biserici maghiare, catolică, unitariană și reformată, în care biserici au fost construite de maghiari și germani. Asta se termină istoria lor. Aici a fost istoria maghiarilor și a germanilor. Și a distruge o istoria cuiva care a pus prima dată piciorul aici, asta e o crimă, nu pot să spui.